oamenii dreptății. E ca în filme, în sala de judecată? Nu e ca în filme, nici în viața de avocat, nici în sala de judecată. Percepția oamenilor despre ce facem noi, bănuiesc că este că stăm tot timpul cu o robă și ascultăm oamenii și batem cu un ciocănel. Stăm în sala de judecată undeva o dată la o zi, o dată la două sau la trei săptămâni. În rest, suntem mai degrabă niște șoricei de bibliotecă care scriu și citesc foarte mult. Pentru cineva care privește din afară, poate fi incredibil de plictisitoare ziua unui magistrat și a mea, bineînțeles. Încep ziua destul de dinamic, în sensul că deja tu trebuie să fii pregătit, să susții, să te aperi, să fii în momentul respectiv, să fii prezent pentru a-ți apăra cât mai bine clientul. Corespondență pe e-mail, în mare parte în limba engleză, cel puțin în cazul meu, teleconferințe cu clienți. M-a atras acest dinamism al avocatorii de litigii pentru că presupune interacțiunea atât cu instanța, cât și cu oameni noi de fiecare dată. Avocații nu au un program în sensul în care îl înțelege lumea, în sensul că nu avem ore fixe de la 9 la 5, ci trebuie să ne dedicăm dosarului cât timp este nevoie. E foarte similar cu o muncă de birou. Nici pe departe cum mi-am închipuit-o, că o să stau mereu prin câmpuri sau la ușile oamenilor pe care îi cercetezi. Că pot să am o zi în care scriu toată ziua, ceea ce nu pare foarte plin de adrenalină. Pot să am o zi în care am audieri sau alte activități care presupun să fiu mai dinamică. Ce fac detectivii este munca pe care o face poliția care lucrează cu parchetele. Procurorul, având mai degrabă rolul acela de a ghida, de a trimite oamenii, de a le spune ce să facă, e mai degrabă un lider de echipă decât omul care merge efectiv pe teren. Nu suntem CSI, nu avem ecrane care apar din pământ ca în Matrix. Bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Fapte și Drepturi. Trei proiecții ale filmului Oamenii Dreptății în dialog cu Liana Alexandru, realizat de Comunitatea Lider pentru Justiție, au avut loc pe 14 și 22 iunie la Iași. Pelicula în care 13 tineri juriști povestesc cum arată o zi din viața lor personală și profesională, ce cred despre dreptate și adevăr, cum văd schimbările legislative sau ce cazuri i-au marcat, arată fața umană a justiției. Discutăm și noi în emisiunea de astăzi cu doi dintre membrii Comunității Lider pentru Justiție, domnul judecător Tudor Ciobanu și domnișoara avocat Diana Negrea. Bună seara și bine ați venit la noi! Pentru telespectatorii care poate nu au aflat încă de această comunitate Lider pentru Justiție, ce reprezintă mai exact ea? Am să încep eu, dacă e de acord și Diana. Lider pentru Justiție e o comunitate de tineri care lucrează în domeniul justiției sau în domenii conexe. În principal sunt avocați, magistrați, polițiști, dar și multe alte profesii. În prezent, comunitatea numără aproximativ 200 de tineri. Cu toții, ca să ajungă în această comunitate, au trecut printr-un program de mentorat de leadership de aproximativ 6 luni, 8 luni. Și această comunitate are ca valori, primul rând, respectarea statului de drept și dorința de a produce o schimbare semnificativă în societatea din România. În acest scop desfășurăm tot felul de proiecte cu impact social. Unul dintre ele este și această proiecție. Multe dintre proiecte au ca scop informarea și educarea juridică. Cum este și acest proiect cu Oamenii Dreptății, mai avem multe proiecte ce țin de educație juridică în școli. Unul dintre ele este Respect Education Academy, la care și Diana participă. Diana, dacă mai vrei să dai ceva? De principiu, cred că Tudor a spus cam ce ne definește. Suntem o comunitate de oameni frumoși, tineri juriști,
care vrem să facem o schimbare și practic tot programul de leadership asta face, ne dezvoltă personal și profesional pentru a putea avea instrumentele necesare să facem o schimbare. Și avem platforma de oameni cu care putem, resursele necesare cu care putem face o schimbare. Tot ați amintit de oamenii dreptății. Ce provocări a adus acest proiect? Dumneavoastră vă numărați printre cei 13 juriști care apar în film? Da. Cum să spun, nu am știut de la început în ce ne implicăm. Tot creditul pentru Doru Toma și Veronica Sârbu, care au inițiat și au împins acest proiect înainte pentru ca el chiar să se întâmple. Eu am ridicat mâna la col, am spus particip, vreau să intervin și eu, mi se pare o idee foarte bună și cred în ea, am crezut de la început. Recunosc că întâlnirea și discuția în fața camerei de luat vederi este mai dificilă câteodată, deși nu vrem să recunoaștem, mai dificilă decât să discuți chiar și cu o sală întreagă de oameni, cel puțin eu așa am perceput-o. Dar cred că am reușit cât de cât să transmitem fiecare câte ceva din noi și din ce simțim. În prezent văd proiectul ăsta ca un, ce s-a întâmplat până acum, ca un prim pas din, poate dintr-un proiect mai mare. Dumneavoastră v-ați ocupat, dacă putem spune așa, despre o bună desfășurare a evenimentelor de la Iași. Pe partea de organizare, da. Cum a primit publicul ieșean acest film? Noi credem că a fost primit cu interes. Au existat tot timpul întrebări din public și păreau să își dorească cu adevărat să cunoască oamenii din spatele profesiilor, ceea ce noi ne-am și dorit. Filmul se adresează publicului larg, tocmai pentru a cunoaște partea asta umană, spunem noi, din spatele profesiilor. Și ce au vrut să știe, în special ieșenii sau cei din țară, pentru că ați mai fost și la proiecții din țară? Ce curiozități au avut după ce au văzut filmul? Au avut loc până acum proiecții atât în Iași, cât și în București, dar și în alte orașe din țară. Mm-hmm. La proiecțiile la care am participat și eu, adică în București, la Iași, dar chiar și la Chișinău, unde am avut proiecții publice. Am fost foarte plăcut, surprins și pus uneori chiar în dificultate de unele întrebări care au atins puncte sensibile, cum ar fi această distinție dintre adevărul faptic și adevărul judiciar, probleme ce țin de intimitatea omului care decide, probleme de empatie și de psihologie și cum faci ca să ajungi la o soluție când te afli într-o situație, într-o dilemă, și probleme ce țin de moralitate și de presiuni, vă dați seama că sunt cele mai fierbinți subiecte, să le spunem așa. Da, am văzut că și în film ați fost oarecum pus uneori în dificultate, cum e cu întrebarea dacă ați dat bani parcagiilor, tot felul de întrebări. A rămas memorabil. Da. Dar mai sunt idei preconcepute despre justiție din... Nu știu, mai sunt idei din alea că procurorii poate nu fac întotdeauna o anchetă dreaptă sau judecătorii, nu știu, trebuie să știi pe cineva care știe pe cineva. Cum erau înainte? Mie mi se pare că acum au mai dispărut aceste idei, dar... Au mai dispărut, dar cred că tot mai persistă. Însă tocmai asta este scopul. Noi să arătăm că justiția este într-o schimbare și zicem noi într-o schimbare de bine și percepția oamenilor se îmbunătățește și sperăm noi că redăm încrederea în sistemul de justiție. Acum sunt foarte multe proiecte, dacă vrea să mai adăugați. Dacă se poate, da, aș vrea să completez ce a spus și Diana. Aș pleca un pic de la ideea că și cei care formează sistemul de justiție și în special magistrații, care sunt poate mai puțin accesibili omului de rând, pentru că nu intră în contact atât de des cu magistrații, sunt și ei oameni și bineînțeles că se comit și greșele. Deci haideți să plecăm de la o premisă că nu există perfecțiune nici în sistemul justiției și nu cred că cineva crede asta, dar ideea este că prejudecățile acestea nu pleacă de la ideea că oamenii mai fac și greșeli, ci la ideea că greșesc intenționat. Ori aici, într-adevăr, se mai resimte o oarecare prejudecată, eu recunosc că o resimt în special într-o anumită frică a oamenilor, în general,
frică de a nu li se face dreptate. Există această frică, e oarecum și naturală, adică tragi de ce e al tău și vrei să obții câteodată cu puțină îndârjire sau mai multă, dar ideea este că ce dorim noi este să arătăm cum stau lucrurile de fapt. Eu lucrez în domeniu de aproximativ 5 ani și pot spune cu toată sinceritatea că oamenii pe care i-am cunoscut din sistem și sunt destul de mulți și prin virtutea profesiei și cu ajutorul acestei asociații Lider Just, sunt oameni de bună credință, de bune măravuri, care încearcă să fie cât mai buni profesioniști. Deci sunt mulți oameni ai dreptății în țară, dacă puteți. Așa este, sau, da. Suntem adunați cam de prin toate colțurile. Da, și noi suntem cumva doar niște exponenți care, prin virtutea șansei, am ajuns să facem acest proiect, dar reprezentăm o comunitate mult mai mare de oameni care au aceleași valori ca și noi. Sau cum mai zic eu, judecător cu pantofii albaștri, pentru că a fost iarăși o postare pe Facebook care a fost virală a unei doamne avocat din Sibiu, care a fost și jurnalist la Iași, dacă știți, cu judecătoarea cu pantofii albaștri, care a luat un copil și l-a audiat altfel. Da. Și, atunci, și atunci a fost o întreagă euforie, să zic așa. Este foarte bine că judecătorii, procurorii, avocații întotdeauna au fost mai vocali, dar magistrații întotdeauna, ce aflam de la ei, că nu comentăm decizia instanței, așteptăm să vedem motivarea și era foarte închiși așa. Acum, de când cu presiunile, cu schimbările legislative, cu telejustiția, au început și magistrații și avocații să iasă mai mult și să explice de fapt cum stau lucrurile. Și poate după oamenii dreptății vi s-a părut că imaginea a devenit mai clară asupra justiției, asupra ceea ce se întâmplă sau... După cei care au plecat de acolo, au plecat cu ochii. Eu cred că e un pas spre normalitate până la urmă, adică un dialog. Poate asta și lipsește sistemului, capacitatea de a dialoga mai ușor și mai direct cu oamenii. Cred că este firesc și între cetățeni și sistemul de justiție să existe mijloace de comunicare cât mai directe, dar și între interprofesional, să spun așa. Tot în această comunitate din care facem parte, am realizat că, de fapt, normalitatea ar însemna o comunicare sinceră și între judecători și avocați, și cu notari, și cu polițiștii, și cu celelalte autorități, în sensul că, deși poate fiecare are scopul lui, câteodată acestea nu concordă, dar este evident că cu toții dorim rezolvarea unei probleme într-un fel sau altul și atunci trebuie să conlucrăm ca să o obținem. Și cumva asta ne duce spre dorința de a comunica unii cu alții mai mult. Că tot ați amintit de comunicare chiar aici, pentru că s-au finalizat de puțin timp alegerile pentru Baroul Iași, au fost diferiți candidați în platoul nostru și o mare majoritate se plângeau că nu mai este acea comunicare între avocați și magistrați cum era înainte, că înainte se făceau ședințe și se întâlneau și discutau și acum e un pic aici deficitară și ar dori și ei să o îmbunătățească, adică asta era printre în proiectul fiecărui candidat. Așa este, așa este. Și cred că ar fi de bun augur să existe o colaborare între profesii, nu numai între avocați și magistrați, dar, așa cum spunea și Tudor, polițiști, notari. Așa am putea afla probleme cu care ne confruntăm fiecare în propria profesie, probleme pe care poate noi nu le conștientizăm că le are celălalt în fața noastră și atunci doar pentru o comunicare putem ajunge să înțelegem mai bine cum funcționează sistemul și în final să dăm practic soluții mult mai bune. Acum să știți că avocații se plângeau mai mult de magistrații din penal decât de cei din civil. În civil se pare că conlucrează toată lumea. Da. Nu știu dacă e așa. Discutabil. Depinde fiecare cum percepe. Cum ar putea, în opinia dumneavoastră, să funcționeze mai bine justiția în favoarea cetățeanului până la urmă? Da. Aici probabil idei există și modele. Mai greu este cu punerea lor în practică. În primul rând, ca în orice sistem care vrea să funcționeze, el trebuie să aibă o finanțare solidă în spate și să existe resursele materiale pentru a crea toate celelalte sau a pune în practică toate celelalte idei. Nu putem lucra pe voluntariat când vorbim de așa ceva, este evident. Personal, ca să punctez doar câteva idei,
Pe de o parte sunt aspectele tehnice, logistice, pe de altă parte latura umană și resursa umană. În ceea ce privește resurse, să spun așa, latura tehnică și infrastructura, cred că instanțele au nevoie de o finanțare solidă pentru a asigura condiții din ce în ce mai bune pentru desfășurarea procesului penal și civil, unui proces în general, în toată complexitatea lui, adică începând de la înregistrarea unei cereri și până la finalizarea unui dosar. Dosarul electronic este pe masă ca proiect pilot în prezent în România și sper să evolueze favorabil. Iarăși există multe instanțe din țară unde condițiile de lucru sunt sub orice critică pentru o țară membra Uniunii Europene care are pretenția ca magistrații să performeze la nivelul unei companii până la urmă, da. Așa, iar ca să fiu succint în ceea ce privește latura umană, recunosc că alocarea resurselor de personal este greoaie și nu întotdeauna foarte eficientă, iar un alt aspect pe care îl consider important este și remunerarea, care în prezent în domeniu, în magistratură, ea se face unitar pentru toți magistrații la fel. Ori este o diferență mare între munca pe care o prestează un judecător la o instanță foarte aglomerată, la o judecătorie. Să ne raportăm doar la judecătorie, la o judecătorie cum este judecătoria Iași. Care e pe locul 2 în țară la număr de dosare, exact, după judecătoria sectorului în București. Da, exact. Da. Față de ce să nu spun, de exemplu, chiar judecătoria Răducăneni, unde eu lucrez. Da? Adică nu mi se pare normal să fie pe același plafon de salarizare, pentru că în felul ăsta nu vei stârni acea dorință a magistraților să se îndrepte spre acele instanțe mari și nu asiguri până la urmă o echitate din punct de vedere al muncii. Iarăși, nu mi se pare în regulă ca aceste instanțe foarte aglomerate să păstreze același status quo ani la rândul. Adică, evident că se poate întâmpla la un moment dat să nu fie schema plină sau să apară anumite probleme care duc la o încărcătură ridicată pe judecător. Cum e și la judecătoria Răducăneni, că tot ați amintit, că am văzut că și la dumneavoastră e o problemă cu personal. Au existat anumite probleme, între timp s-au rezolvat, dar la judecătoriile mari din țară nu ar trebui să treneze această situație și am văzut că s-a rezolvat la multe judecătorii de sector din București, de exemplu, dar nu și la Iași. O să vă întrerup pentru că vom lua o scurtă pauză de publicitate, dar înainte de publicitate vom mai vedea un scurt filmuleț din Oamenii Dreptății. Oamenii Dreptății. Decizia judecătorească e una obiectivă sau subiectivă? Ceea ce trebuie să faci ca judecător este să conștientizezi acea prejudecată, pentru că ea există, deci nu poți să o ignori. Trebuie să o conștientizezi și apoi să o înlături din raționamentul tău logic. Aplicăm efectiv o pedapsă cu care e de acord inculpatul. Persoana vătămată nu e întrebată. Și atunci noi trebuie să reprezentăm și interesele persoanei vătămate. Și atunci putem să spunem că decizia e una obiectivă sau subiectivă? Atunci când vorbim de sentințe în penal, sigur că sunt obiective. Contează la ce judecător pici? Mi-ar plăcea să cred că nu. Poate că ni s-a întâmplat și nouă să ni se fure din casă sau din portofel sau... Și atunci tindem, oameni fiind, să relaționăm cu ceea ce ni s-a întâmplat și să ne raportăm la asta, poate și în situații în care nu ar trebui. Subiectivitatea intervine întotdeauna în funcție de caz. De asta cred că nu vom putea înlocui niciodată umanul din justiție, pentru că nu există două cazuri la fel. Cred că atâta timp cât sunt oameni implicați într-un proces anume, de orice natură, juridic, medical, jurnalistic, de orice fel, cred că există și o doză de subiectivism, fără îndoială, și cred că trebuie să conștientizăm lucrul ăsta, tocmai pentru a limita, să fim conștienți de propriul subiectivism și de propriile prejudecăți, tocmai pentru a le limita.